Elevii de clasa a doua ai școlii gimnaziale numărul 14 din Drobeta Turnu Severin au reușit să obțină premii importante la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. 5 dintre ei au fost premiați la nivel național. Copiii au realizat eseuri și poezii în care și-au prezentat activitatea sportivă preferată. Astfel, premiile elevilor au sosit astăzi la școală și au ajuns în posesia celor mici. Elevii de clasa a doua de la școala gimnazială numărul 14 din Drobeta Turnu Severin au reușit să obțină 5 premii importante în cadrul unui concurs național organizat în luna octombrie. Copiii au fost răsplătiți pentru efortul lor cu diplome, cărți și tricouri. Este a treia oară când școala numărul 14 participă la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. Concursul este organizat de Academia Română Olimpică Română, în parteneriat cu Comitetul Olimpic Sportiv și în parteneriat cu Ministerul Educației. Anul acesta am participat cu 15 lucrări, dintre care 5 au fost premiate la nivel național. Pe această cale vreau să mulțumim elevilor și părinților care ne-au susținut în această activitate. Elevii au compus și versuri prin care și-au exprimat dorința de fair play. Ce ai scris despre atletism? Despre fair play. În jocul, respectăm, râd. Te-a ajutat cineva când ai făcut lucrarea? Părinții și doamna învățătoare. Povestea se numește În pași de dans și e despre mie și e despre echipa mea de dans mergând la un concurs și aflând ce este fair play-ul. Ești într-o echipă de dans? Da. De cât timp dansezi? De câteva luni. Și ce premiu ai obținut în cadrul concursului? Parcă al treilea. Și îmi spui ce ai scris la concurs? Am scris o poezie, Hai la schi. Mi-o recis și mie? Sunt copii mici care îmi place, bucurie ea îmi face. Este al treilea an când elevii școlii participă la acest concurs, fiind singurii din județ care au reușit să obțină premii importante.